Deși pistolarul a contestat decizia magistraților gorjenii, nu a primit o veste care să-i readucă libertatea. Constată legalitatea și temeinicia măsurii arestării preventive luate față de inculpatul Turtoi Constantin și menține măsura arestării preventive, cu drept de contestație în termen de 48 de ore de la comunicare, a decis Tribunalul Gorj. Sentința magistraților de la Tribunalul Gorj nu este definitivă. Bărbatul din Bălești a băgat spaima într-un sat întreg la finalul lunii ianuarie. Orbit de gelozie, acesta a tras cu pistolul după amantă pentru că femeia își găsise pe altcineva. Spre norocul acesteia, glonțul a nimerit doar un geam. La audieri, bărbatul le-a declarat anchetatorilor că totul a fost în legitimă apărare. Am fost agresat și am făcut un geam pentru asta. De ce am vrut să-mi sprijin? N-am vrut să-mi sprijin. Domnule, erați de la politicienii, omul ăsta n-a făcut nimica. Nu declara nimic. Erați de rost pe ea? Auziți, nu declara nimica. Pistolarul se află în arest din 25 ianuarie, iar magistrații Tribunalului Gorj au decis să-i prelungească mandatul de arestare preventivă. Între timp, pădurarul a rămas și șomer, după ce conducerea ocolului Silvichia a reziliat contractul cu instituția. Pentru fapta sa, pădurarul riscă să petreacă între 7 și 15 ani după gratii.